veți mânca de toate. Păi eu am fost la nunta unui procuror de rahat. Băia care au furat mireasa au luat 8 ani cu executare și confiscarea averii. Iar meniu, vați, vinul foarte vechi, chitrele negre, iar brânza cu ce gai. Nu tu o pistie, nu tu o sarma, nu tu o savar. Păi noi avem de toate. De la savarine la sarmale, de la șurculiță la gogoș, de la supă cu găluște la găluște cu prune. Avem și tort, tort mirezi, din biscuiți. De 2 săptămâni, ca să se moaie biscuiții. Bă, o să fie o nuntă ce n-ați văzut, un meniu ce n-a existat. Vreau să vă spun de unde îi cunosc. Am fost martoră la ei la proces. Ea l-a prins cu una pitică. Pentru că el a vrut să o înșele mai puțin. Și i-a făcut ochii atât de tari, pentru că ea are centura. Centura. Toți au spus că e meseriașă. Da, eu deosebită. Vreau să vă spun din toată inima mea. Păi nu vă dați seama ce foați dimineață l-am venit. El a dus să-i venit cu palerul, cu țambalul, cu păgât. El când taia vrea să se dea jos din pat, eu îmi veleam cu plapuma. Ea vrea să se dea jos din pat, eu îmi veleam cu plapuma. Dar cel mai frumos fu bărbieritul mirezi. Bă, când bărbierile mireasa, 7 frizeri, în frunte cu nici cu perciune, au legat-o și au epilat-o din cap până în picioar. Păi nu vrea să stea. Dar cel mai frumos fu la turtă. La turta miresi. L-a dus pe Smărândescu. Bă, când zbură turta aia dintr-o lovitură, Salvarea a venit la a doua lovitură, că atunci o loc în mireasă. Dom'le, mi-a zis, nașe, te respectăm, te iubim, vrem să avem o găleată, să arunce lumea cu bandă. Păi, uite cum arată nașa. Păi, eu la găleată... Am pus mâna pe furtune și toată noaptea te-am făcut bântoarca asta de ei s-a lucrat bani. Și pentru că vin mirii, ia uitați. Foarte mult. Vreau să le cânt valsul mirilor. Maestru, bancă. Foarte scumpă și elegantă și am pus-o înapoi că mă strângea.
Și astăzi am fost la biserică. Trebuia să mă duc la biserică, dar nu m-am dus la biserică pentru că am fost aglomerată. Și eu am o alergie. Când intru în biserică, cad în genunchi și rămân cu gura căscată. Rămân cu gura căscată la icoane de bebeleți. Dar știți că m-am dunat? Am fost la o clinică și m-am dunat. Și mi-au zis că dacă o să fie iarnă grează, îmi pun cauciucul de iarnă. Vreau să vă spun că ginerică, la a doua nuntă, am avut o problemă foarte mare și nu l-am salvat. Înainte de cununia religioasă, am ghițit un gândac. Și eu nu plec la mine fără insecticid în geantă. Fă-s de două ori. Și am omorât un gândac în gât. Da, vreau să vă spun că eu sunt foarte fericită. Trebuia să vin însoțită. Da, un individ și m-am despărțit de la sală. Păi vorba la telefon, doamnă, și a zis că are papiloma, familicul, sifilisul, de mai... Băi, cine e bun? Bă, tu vrei să-mi dai mie bolile astea? Zicea, nu, că nu e bol. E pești. Eu sunt proastă? Uite-te la fața mea. Nu știu ce e pești. Pești este stavrit, guvit, molit, cancan, biban, salam. Sunt proastă, nu știu? Păi băi, băule, este și o vorbă. Fata ta când are pești astăzi, ce trăiește? Eu am avut pește de mică pe televizor. Și când am crescut, a fost mai viu. Și am luat poliția. Acum aș vrea să spun că e nuntă, e petrecere, e dans fără dansul pinguinului. Eu nu dansez, că mie nu-mi place pinguinii. Pentru copilul meu a dansat pinguinul și a doua zi a rămas la vine. Și mie mi-e frică de pinguini și nu-mi place pinguini. De ce nu facem și noi un dans cu animalele noastre? De exemplu, dansul babei. De ce? Nu pot să înțeleg. Și vreau să vă mai spun ceva. Vreau să vă mai spun că eu nu o să stau până la dezvelit. Că la mine am înțeles la microfon că urmează dezvelitul și în 3 minute eram în pielea goală. Și acum, dar vreau să fac o tipă care din familia noastră a bucat. M-a întrebat, zice, care este valoarea X? Mare prost ești. Pe valoarea te lași cu ea, tu te trec cu de aici. Te lași cu valoarea în tine. Dacă vă spun că la clasa a doua a venit acasă și a zis că era mare mândrie pe capul lui că a învățat luceafărul. Și nevastă mea zice, ești prost că nu se zice așa. Se zice ciuleafărul. Sunteți doi nenorociți amândoi și inculți să ziceam luceafărul. Dar nu știe ei carte. Să ne puneți dacă știe carte. Dacă vă spun că mi-e drag, când văzui mireasa asta, mi-a aduse aminte de nunta noastră. Ce-aș putea să le urez eu la tineri ăștia? O căsnicie de hândel. Să nu-și bage nimeni nasul în ea. Păi dacă vă povestesc ce am eu să vă spun, să vă spun, să nu li se întâmple ce mi s-a întâmplat mie la nuntă. Până la 5 dimineața ne-am trezit cu măscăță peste noi, cu topoare, cu pulane, cu puști. Care era cardiace, care nu era cardiace. 4 băieți și 3 fete era la urgență să scoată gloanțele din ei. Păi ce-ai făcut să, doamnă, că nu făcuse nimic? Să nebunesc dacă am făcut ceva, n-a dat nașul cadou un tank.
pe care îl furase noapte de la armată. Nu n-a făcut nimic, dar vă spun că eu sunt atât de fericit pe viața asta. Și ne merge rău, să ne puneți, nu ne merge rău. Nouă țiganilor ne merge rău că n-avem guvern. Vouă vă merge rău că l-aveți. Dar nu mai știi, să ne puneți dacă mai ce să ciordești. Păi înainte, până la ora asta, ciordeam 70 de portocări. Acum abia apucai să iau 2-3 lei ca să-i dau uneia. Mi-a dus ei minte de lei. 6 lei am avut alături. Și mi-au luat ăștia și mi-au dus la zoo. Dacă vă spun că e greu cu furatul ăsta, vă spun din toată inima mea și din tot sufletul meu că nu mai ai ce să ciordești. Să vede. Vreți să mă descalc să vă fac aeriziune? Păi dacă n-ai ce să ciordești, n-ai ciorat, ia uite mămărinii! Zici că sunt ăla de la stadion. N-am ciorat, dar am valoare. Nici un franc în buzunări. La noi se dansează mireasă. Frumos, mult. Am dansat cu mireasa la o nuntă. Am dansat primul dans. A continuat muzica și al doilea dans. Și al treilea dans. Și ce sărăcie a venit mirelui ca sărit la masa lui. I-a dat miresei un șut între picioare și m-a frânt 3 degete. Ăsta mă doare cel mai rău. Și acum vreau să cânt și eu pentru mireasa care e fată mare, prea mare. Vreau să cânt și eu o piesă să audă toată lumea ce vocație, ce talent mi-a dat Dumnezeu, că muzica o duc din cap în gură și din gură în spate. Maestre, muzică! Farmacie, poate de la farmacie.